Salutare, dragii mei! Bine ați revenit la un nou vlog. A trecut ceva timp de când am mai filmat, pentru că mi-am luat câteva zile în care m-am concentrat pe alte chestii. Au mai fost videoclipuri care au venit, doar că n-au fost daily vloguri sau cum obișnuiam să filmez înainte. Voiam să vă spun și eu că sunt bine, nici nu știu câte zile au trecut de când am terminat postul și voiam să mai vin așa cu câteva update-uri pe partea aceasta. Ați văzut că am filmat și o rețetă, nu știu exact dacă a intrat înainte sau după această parte, dar da, am zis să vorbim puțin. Port această pijama super pufoasă pentru că vreau să fiu cozy și totodată să vă spun că ăsta e un cadou pe care l-am primit de la o colegă foarte bună de la muncă. Și mi se pare super drăguț, având în vedere că eu nu sărbătoresc Crăciun, nu v-am mai spus, și nu obișnuiesc să fac cadouri, mai ales în perioada asta. Fac cadouri, dar așa, la zile de naștere sau, naștere sau depinde. Ce voiam să vă spun e faptul că acum am început să mănânc mult mai ca update pe partea aceasta cu slăbitul și cu mănânc după postul cu apă. Am început să mănânc și mâncare gătită mai mult un pic, pentru că înainte găteam, dar nu erau gen niște feluri de mâncare neapărat pe care le făceam. Pur și simplu erau mâncare, dar legume și fructe, legume fierte și apoi cu ceva lângă, dar foarte puțin. Odată cred că am făcut mămăligă cu spanac, cu mâncărică de spanac, în rest nu gătisem așa prea mult, o țineam mai mult pe salate. O să vă pun pe ecran exact câte zile au trecut de la post și da, teoretic și practic de azi am început să mănânc și mâncare gătită ca lumea. Ce vreau să vă spun e faptul că încerc să mă țin de 10.000 de pași, nu mi iese în fiecare zi pentru că v-am spus că am ture de noapte și atunci când lucrez de noapte, ziua dorm și atunci cumva pașii mei se împart în două zile, adică am până la jumătatea zilei partea de dimineață în care mai merg, dar partea de după amiază se opresc pașii pentru că dorm sau mă odihnesc. Nu fac prea multe în casă, doar gătesc, curățenie și chestii din astea. Și am partea a doua în care mă duc la muncă și toată noaptea eu sunt pusă pe mișcare. Și atunci un pic, na, nu știu exact să vă spun, decât dacă fac eu calcule, dacă adun pașii de dimineață cu pașii de seară și atunci așa văd ce și cum. Da, eu cred că fac pașii și sper din suflet că o să vedeți și voi în videoclipurile viitoare. Așa că update-uri pe partea greutății, v-am spus că o să vin luna viitoare cu update-uri, adică undeva, nu știu, probabil prin ianuarie, pe la sfârșitul ianuarie sau ceva de genul. Ce pot să vă spun e că mă speriasem puțin la început, că pusesem 2 kg, dar a fost doar atunci, deci a fost ziua aia în care nu știu ce s-a întâmplat, dar apoi mi-am revenit, atâta vreau să vă spun. Restul o să vedeți în vlogul din luna viitoare, care va fi special pentru kilograme și măsurători și chestii de genul. Rest, ce pot să vă spun e că mă simt foarte bine, mă bucur foarte mult să revin la o alimentație cât de cât mai normală, chiar dacă v-am spus, am scos din alimentația mea carnea, sucurile carbogazoase, dulciurile. Cineva mi-a spus la un moment dat că mă pedepsesc pentru faptul că am ajuns la un număr de kilograme foarte mari și de asta am făcut postul și că nu e bine nici să exclud orice din alimentația mea. Sunt de acord că nu e bine să exclud, dar nu exclud și las așa. Eu am exclus și am înlocuit acele alimente cu ceva mai sănătos. Am început acum de ceva timp să mă uit și după variante de dulciuri în ghilimele, chestii sănătoase, care au mai multe proteine și care nu sunt pe bază de zahăr. Deci chiar am acum pe masă un protein bar care are un gram de zahăr sau ceva de genul. În rest e bazat foarte mult pe proteine și nu l-am mâncat pe totodată, vă dați seama, pentru că nu vreau și nici măcar nu cred că mi-ar face bine. Dar, de exemplu, de aseară până
de ieri, nu de seară, de ieri până astăzi, dacă am mâncat un sfert. Deci am luat așa foarte puțin, pentru că nici nu sunt, nu râvnesc neapărat după dulce. Am râvnit un pic după cozonac. Ăsta a fost singurul lucru, pentru că mă gândeam că e perioada asta în care toată lumea mănâncă cozonac și am văzut acolo în magazin și am zis că hai să cumpăr, pentru că Daniel oricum îi cumpăr prostii, că el mănâncă în continuare. Zic, hai să cumpăr și un cozonac, că sunt sigură că el o să-l devoreze imediat, dar o să iau și o felie să gust, să vedem cum este. Să știți că e mai mult pofta și am vrut neapărat să încerc treaba asta, e mai mult pofta cât e gustul, satisfacția aia când mănânci. Pentru că după ce am mâncat nu mi s-a mai părut nimic ca... Gândiți-vă că n-am mâncat o felie așa groasă, mi-am tăiat așa subțirică să văd doar cum va reacționa corpul. Și ăsta a fost primul și ultimul lucru dulce pe care îl mănânc, pentru că nu simt nevoia. Și dacă nu simt nevoia, de ce să îi dau corpului meu iar un pic de satisfacție, sau nici nu știu cum să-l numesc, să-l păcălesc? Nu știu. Așa că momentan am introdus în alimentația mea chestii sănătoase, cum ar veni iaurt, care are tot așa pe bază de proteine, care are un pic gust de ciocolată, dar nu cred că e ciocolată neapărat. O să vă pun poate niște poze pe care, alimente pe care le scanez cu aplicația pe care o folosesc, o să vă arăt. Mi-am și cumpărat aplicația ca să pot să deblochez mai multe părți în care îmi spune din nutrienți care sunt sănătoși, care nu sunt sănătoși, în special pentru zahăr. Am făcut treaba asta și eu merg de acum, adică de acum, de câteva zile eu merg cu acea aplicație la magazin și în funcție de ce îmi spune aplicația despre acel aliment, îl iau sau nu. Cred că v-am mai pus eu sau nu cred, o să vă pun aici oricum să vedeți. Aplicația are în ea și în română și în engleză alimente și mâncăruri și de toate. Și atunci când, de exemplu, nu ai ceva pe care să scanezi, cauți acolo și găsești tu alimentul sau mâncarea respectivă. Și spui așa cu aproximație mâncarea respectivă, dar eu cântăresc tot ce mănânc ca să mă învăț la ochi și pun acolo la gramaj exact cât am mâncat eu, cât am avut la masa respectivă. Da, nu știu ce altceva să mai spun. Ideea e că m-am învățat și să știți că îmi prinde bine, adică orice aliment cântărit, văd și eu cam în ce cantitate mâncam în mod normal, dacă e ok, dacă nu e ok, cizorul. Și cred că o să mă învăț la un moment dat, momentan încă nu sunt învățată, adică aproximez așa din ochi, dar nu pot să zic că sunt master în treaba asta. Mai am de învățat și... O să fac o să cântăresc până când o să simt eu că sunt ok. Așa, în rest, nu știu dacă mai aveți voi ceva întrebări. De sănătoasă mă simt foarte sănătoasă, încă nu am dureri de cap, dureri de spate, dureri de nu mai știu altceva. Încă se simt efectele postului, beneficiile postului mai degrabă. Dacă aveți voi întrebări, mi-ar plăcea să mi le lăsați în comentarii. Dacă aveți ceva întrebări legate de tema asta cu postul și cum mă simt după post, ce am făcut după post, ce am mâncat. În principal, ca să vă răspund pe acum la ce am mâncat, în principal am mâncat numai salate. Am pus, cum ați văzut și în vlogurile trecute, am pus jumătate de castron salată. Dați un pic că îmi vine asta în nas și e prea mult. Am o chestie din asta pe care am pus-o într-o lumânare să facă miros în casă că gătesc, dar e prea mult. Am 13 în principal, cum am zis, fac jumătate de castron cu salată și restul câteva legume. Combinația de legume depinde, variază. Am încercat de două ori cu legume fierte, cu fasole, cu combinații din astea mai... mici calorice, mai puțin calorice, dar le prefer pe cele cu legume, bineînțeles, crude. Cu ardei, cu roșii, cu
castravete, cu ridichi, combinațiile astea. N-am mai pus porumb de foarte mult timp în salatele mele pentru că și porumb este plin de zahăr. Adevărat, cel mai ales cel de la conservă, probabil dacă ar fi un porumb pe care să-l fierb eu și pe care să-l adaug în salata mea, probabil ar fi altceva. Dar momentan mi-e bine fără. Ce-am mai pus în salatele mele? Rodie, adică semințe de rodie. Am mai pus din când în când măr, pentru că mărul... nu-mi place neapărat să-l consum așa și în salate dă un gust mult mai bun. Acum veți spune că e dulce și de aia. Să știți că azi am cumpărat mere verzi și o să încerc să mănânc mai mere verzi de acum încolo pentru că sunt mai puțin dulci. Cumpăram până acum Pink Lady Apple, care, da, e adevărat, sunt destul de dulci, dar erau dulci acrișoare. Nu dulci doar. În fine, încerc să mănânc mai sănătos, sper că se vede pe fața mea că sunt sănătoasă, pentru că nu sunt deloc machiată și nu cred că aș avea o față atât de senină dacă și, nu știu, zic că lucioasă, frumoasă, se vede că sunt sănătoasă, dacă nu aș mânca în continuare sănătos sau dacă nu aș fi sănătoasă. Da, nu cred că o să o lungesc prea mult în vlogul ăsta cu vorbitul, pentru că o să încerc să reiau de acum filmările în fiecare zi, nu neapărat daily vloguri, cât o să încerc să fac mai mult de gătit. Deci vreau neapărat să ne ocupăm de asta, deși v-am spus că nu am experiență în domeniu, încă îmi caut rețete ce aș putea să le fac. Aveam o carte de bucate unde aveam numai rețete vegetariene, dar m-am păcălit, nu este aici la mine în bibliotecă, este în România. Și atunci trebuie să văd cum fac ca să găsesc altă variantă. Am o carte pentru rețeta Ducan sau ceva, pentru dieta Ducan sau ceva de genul, dar nu mi-a spus o prietenă că nu îmi recomandă pentru că este ca o dietă și atunci nu, știți că mă țin de parte de diete și de chestiile astea pentru că nu vreau să aud așa ceva. Eu ce v-am spus și o să repet, cred că în fiecare videoclip pe care o să-l fac pentru voi, ce fac eu acum este un stil de viață, un stil de viață care s-a schimbat complet, un stil de viață sănătos, un stil de viață în care includ numai fructe și legume și nimic altceva. Mă rog, fructe, legume și mai sunt semințele pe care le folosesc. Orice în afară de carne, mai bine spus. Da. Nu știu ce altceva să vă mai spun. Dacă aveți voi ceva întrebări, v-am zis, le aștept în comentarii. Sper din suflet că sunteți bine. Sper din suflet că ați avut o perioadă frumoasă. Că sunteți sănătoși. Că ne apropiem ușor de nou an. Și mie nu vine să cred. Dar, da. Va fi un an nou, drăguț, zic eu. Eu o să lucrez până seara la 8, apoi după 8 o să vreau să ies cu Daniel în oraș, pentru că pe 30 este ziua lui și vrem să sărbătorim, deși noi nu prea sărbătorim nici zile de naștere, să fie așa o zi mai specială, să ieșim în oraș, să ne plimbăm, să vedem luminițele, pentru că mi-am propus asta și știți că v-am zis că voiam să merg mai devreme, dar mi s-a părut prea prematur pentru cum sunt eu. Și așa că am zis că o să mergem de anul nou, deși s-ar putea să fie foarte multă aglomerație, adică sigur va fi multă aglomerație, pentru că na, or să fie artificiile și toate cele, dar vrem anul ăsta, dacă tot se poate, dacă Daniel nu lucrează și o să fiu și eu acasă după 8, să mergem să vedem, asta e Zara, să mergem să vedem și noi artificiile și să facem poze, dacă se poate, pe la locurile unde sunt foarte frumos amenajate. Eu vă las, ne vedem în vlog viitor, aveți grijă de voi, mulțumesc pentru că ați vizionat și acest videoclip, v-am pupat și sărbători fericite în continuare și ce mai vreți voi, multă bucurie și multă sănătate!